salutare! Astăzi o să facem un nou episod cu încerc arome de la Orbit. Așa că responsabilul pentru acest video este acesta. Și bineînțeles, dacă vrei să fii tu responsabil, știi foarte bine procedura, așa că vă lasă un comentariu în secțiunea de comentarii sau pe pagina mea de Instagram, pe care trebuie să fii foarte activ și acolo. Așa că ai Instagramul meu aici, în descriere, Florentin Hriscu Style, mă găsiți și trebuie neapărat să dați follow și un like la poze. Așa că astăzi o să vă prezint 7 arome de la Orbit. Bineînțeles, știu că sunt mai multe arome, dar am zis să încerc pe acestea 7. Așa că urmează partea voastră interesantă care le prezint. Orbit Peppermint, Orbit Bubblemint, Orbit Spearmint, Orbit Tropical Fruits, Orbit Blueberry, Orbit Bubblegum, Orbit Watermelon. Perfect, l-am așezat pe toate 7 aici, sper că o să stea întregi aici, pentru că dacă nu o să trebuiască să facem cât mai mare balon. Așa că prima o să facem cel felul următor, facem și un challenge să vedem care face balonul cel mai mare. Așa că prima o să iau, o să o luăm pe aceasta, care este Orbit Peppermint. Așa că sper să rămâneți în picioare până degust, fac eu degustarea asta. Aici văd că este Peppermint, adică pe românește, nu știu dacă scrie pe românește. Nu scrie pe românește, așa că văd că are 10 bucăți. Ok. Știți ce? Nici nu mai trebuie să mai vorbesc despre ele, știți? Doar voi pur și simplu, până la urmă, știi care e chestia. Facem și degustare, ne și distrăm, dar cel mai important este să ne distrăm și să ne simțim bine, pentru că trebuie să fim foarte energiți. Haide, mai deschide-te odată. Ok, la miros este foarte fresh, mamă, mentolat, foarte mentolat, așa că bun apetit! Wow! Oh. Mamă, cât de tare e asta! Cred că deja am început cu cea mai tare, mi se desfundă căile nazale și căile respiratorii și mi se desfundă și creierul și absolut tot. Mamă, deja am început, băi! Cred că Peppermint este cea mai puternică. Așa că am început cu cea mai puternică, deja încep să-mi dea lacrimile și nebun. Fraza este că eu nu prea suport să fie prea puternic. Așa, fresh. Ia! Yeah. Revigorant. Da, categoric nu merge să faci baloane cu chestia asta, așa că o să trebuiască doar să le degustăm. Am crezut că putem să facem baloane, asta este. Așa că o să-i dau nota. Fai, mamă, un milion îi dau nota la chestia asta, e foarte mentolată, frate. Oh. Următoarea este aceasta. Orbit Spearmint. Asta este probabil cu verdeață, cu ceva, nici nu-mi dau seama cu ce. Ai, fratele meu. Prima oară trebuie să și mirosim, așa că asta nu este așa mentolat ca primul, însă parcă are așa o aromă de nu dau seama de ce. Asta e mai dulce. Dar este puțin și mentolată asta. Parcă mă ustură pe limbă mai tare. Este mai puternic aromatizat, dar nu prea este așa mentolat. Și pur și simplu parcă simt că mă ustură limba. E probabil de la plantele astea, că văd că are nici o poză cu plante, nu știu ce. Mi să nu fie din aceea urziși sau ceva de ce, nu? Wow. Asta este bună. Dacă vrei să pur și simplu să mesteci așa de plăcere și să-ți revigorezi gura. Așa că, nu știu ce notă să dau la asta, o să-i dau tot nota, un nou, așa i-aș da. Dacă era mai puternic, era mai perfect. Următoarea este, o să o aleg cu ochii închiși, aceasta, ia să vedem ce am ales, Orbit Watermelon, deci cu pepene, nu știu de care pepene, mamă, văd, acum am văzut că are și un mecanism de desfacere, eu pur și simplu le rupeam, băi, de ce trebuia să le rupe? Ok, culoarea este albă ca toate celelalte, dar interesant trebuie să fie mirosul. Pepene, în combinație de pepene galben cu pepene roșu. Wow. Da. Am impresia că e pe... are ceva în mijloc. Am impresia că avea în mijloc cremă, deci în aceea, dacă o rupea, cred că avea în mijloc. Da, e un pepene galben. Dar nu e roșu. Cred că nu prea are gust de roșu, ci pur și simplu este un pepene galben. Da, mă, ce bun este asta. Pasta, cred că aș mesteca-o și de foame, mă jur. Mi-aduce aminte de episodul acela din
copiii de la 402 când Jesse își căuta de mâncare și a găsit o gumă și toată lumea îi zicea planeta gumei la mâna a doua, gumă la mâna a doua. Să nu faceți niciodată așa ceva pentru că nu e frumos. Bineînțeles că și eu căutam gumă când eram la școală, căutam gumă sub bancă, dar asta este o poveste mai lungă pe care nu vreau să o zic. Ce copilărie frumoasă am putut să am. Așa cum se dau nota, 10 pentru asta, este foarte dulce, apropo, e foarte, foarte dulce. Următoarea o să o aleg tot cu degetele. Hai, asta care a căzut deja, care este Orbit Bubblegum. Asta înseamnă că putem să facem baloane? Sper că putem să facem baloane. Asta n-are, uite care și asta deschizător aici. De-abia acum am realizat câte life hack-uri sunt în viața asta pe care habar n-aveam. Nu prea, ba da, acum se simte mirosul ăla de bubblegum. Bun apetit! Ce dulce e. Are așa o aromă de gumă. Gumă cu babuba. Exact așa e. E puțin mentolat. Mamă, de când n-am mai mâncat Orbit din acesta? E dulce. Aș mesteca o pasta, parcă aș avea senzația că am o grămadă de... Îmi pare de căpșuni în gură, ceva de genul, foarte dulce. Dacă ăsta este bubblegum, înseamnă că putem să facem baloane. Hai, nu prea merge să faci baloane, dar oricum Orbit nu este pentru făcut baloane, ci pentru să ai o respirație proaspătă ca gheața, sau ca iaudă, sau ca focul, sau ca raiul, sau ca așa mai departe. Așa că o să-i dau nota 10, pentru că este foarte dulce. Mamă, și deja am lăsat așa o aromă de dulceață în gură, mamă. Următoarea este pe asta din mijloc, Orbit Blueberry. Parcă era zmeură sau mure, nu mai știu ce, nu? Oi, de ce te-ai dărâmat? Ok, hai că și asta, deja am aflat secretul. Ok, blueberry. Are mirosul de zmeură sau mure, nu mai știu cum se traduce, am uitat. Așa că... Mamă, cât de dulce e. Am impresia că și asta avea ceva în mijloc. Nu știu de ce am impresia că asta avea ceva în mijloc. Wow! Mamă, e mai dulce decât aia cu bubblegum. Și decât aia cu watermelon. Are un gust fenomenal. Are gust exact de zmeură. Da, de zmeură. Sau mure, nu m-aș vedea. Am uitat. Păcat că nu pot să fac baloane cu ea, dar e foarte bună, măi, e foarte bună. De ce? Orbit, în caz de vedeți acest video, vreau să-mi faceți respirația proaspătă ca viața. Așa că o să-i dau nota 10 pentru asta, pentru că până acum asta a fost cea mai aromată. Ok, au mai rămas Orbit for Kids Bubblegum și Orbit for Kids Tropical Fruit. Știți că am mai făcut un... Înainte am degustat un Orbit Bubblegum, dar ăsta este Orbit for Kids, pentru copii Bubblegum. Cred că era pentru adulți sau ceva de genul, dar mă rog. Hai să vedem ăsta, Bubblegum pentru copii. Astea sunt lame din acelea. Mamă, cât mai mâncam din astea. Fai, frate, de când am mai mâncat din astea? Serios acum? Mamă, ce bune astea sunt. Cu asta cred că merge să faci baloane. Mamă, de dulce. Mă simt nou născut. Trebuie neapărat să faci un balon cu chestia asta. Bubblegum asta merge destul de bine, dar au fost cele mai ciudate baloane pe care le-am făcut în viața mea. Așa că dați un like la acest balon. Îți dau nota 10 pentru că este foarte dulce și parcă îți vine să mesteci în continuu și în continuu și continuu. Așa că ultima, dar nu cea din urmă, este Orbit, tot pentru copii, for kids, Tropical Fruits. Fructe tropicale. Desfacem. Asta este tot cu lame din acestea. Deci pentru copii sunt cu lame din acestea, de bărbierii sau ceva de genul. Ia-mi. Mamă, ce mișto miroase. E parcă ar fi un fresh de multe fructe. Mamă, cât de bune. Asta e cea mai bună de pe acum. E cea mai dulce. Și e ca și când ai mâncat foarte multe fructe.
mango de bune, asta e foarte bună. Asta e preferata mea până acum. Deci dacă vedeți din acestea, vă recomand fructe tropicale. E foarte bună. Mamă, deja mă dor fălcile la cât am mestecat. Așa că cam acesta a fost challenge-ul. Dacă v-a făcut, nu uitați să dați un mare like și să distribuiți un video mai departe. De data asta nu o să mai vorbesc rapid, ci pur și simplu vreau să dați un mare like. Și bineînțeles să lăsați un comentariu pe pagina mea de Instagram dacă vrei să fii responsabil pentru următorul video. Așa că vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai tari de astăzi, și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!